La 6 decembrie 1863 se înființa prima școală secundară brăileană, Școala Reală, care în 1888 a devenit Liceul Real, iar în 1895 a luat numele patronului spiritual, devenind Liceul Real Nicolae Bălcescu, urmând ca în 1996, prin ordin de ministru, să devină Colegiul Național Nicolae Bălcescu, așa cum este cunoscut și astăzi. Să nu uităm ce ne-a dat de-a lungul existenței sale numeroase personalități, de la artiști la oameni de știință, de la scriitori la politicieni. Ați văzut toți tablele de plecele de marmură din holul central, pline cu personalități care au absolvit colegiul nostru. Dar, în primul rând, CNNB a format oameni, a format caractere. Vin la dumneavoastră, repet, cu bucurie și cu emoție, pentru că sunt fost absolvent a Colegiului Național Nicolae Bălcescu. Așa încât mă înclin cu respect în fața celor care m-au ajutat să mă formez ca om și să fiu ceea ce sunt eu astăzi. Nu pot decât să mă bucur că mă aflu astăzi aici și că ați organizat acest eveniment, despre care poate cărcota și sau ar putea să se întrebe dacă își mai au rostul astfel de evenimente. Vă spun cu siguranță că da, pentru că nu numai că au trecut acei ani pandemici în care nu am mai reușit să ne întâlnim, dar această formulă în care noi astăzi ne vedem este de fapt o formă de respect pentru ceea ce înseamnă educație, este o formă de respect pentru elevii noștri, pentru cadrele didactice, este de asemenea un respect pentru înaintași și pentru tot ceea ce înseamnă valori autentice. Pentru că, până la urmă, valorile autentice se sădesc, dragi copii, în spațiul sacru al familiei, dar și în școală. Așa încât ne cunoaștem foarte bine menirea și de asta astăzi, sau de aceea și de aceea astăzi ne aflăm aici. Știu, veți spune unii dintre voi că suntem poate ușor desuieți, că nu. Toate acestea fac parte din cultura organizațională a unei școli cu tradiție și de asemenea fac parte din formarea noastră ca oameni pe viitor. Și ziua voastră la fel. De ce? Din niște motive foarte simple. În primul rând, mă uit în sală, tineri extraordinar de frumoși, profesori excepționali. În al doilea rând, cu siguranță, noi părinții, dumneavoastră cadre didactice, noi autoritățile, vă cerem de cele mai multe ori să învățați. Cei care vreodată o să fiți departe prin toate țările lumii, să vă gândiți cu drag la cei de acasă, să vorbiți întotdeauna frumos de orașul vostru, chiar dacă v-a mai supărat uneori colegul de bancă. Sau poate noi autoritățile. Și încă un lucru foarte important. Eu nu o să fiu primar o veșnicie. Nici profesorii nu vor fi o veșnicie cadre didactice. Pentru că vine rândul vostru așa cum este normal. Și atunci când va veni rândul vostru, cea mai mare rugăminte a noastră este să întoarceți măcar o părticică din cunoștințele voastre către acest oraș. E frumos când aniversezi foarte mulți ani de elită, pentru că avem, și este foarte adevărat, ținând cont de ierarhiile naționale, Brăila este într-o elită și Bălcescu face parte din această elită. Și cu această ocazie vreau să vă felicit la mulți ani, să aveți puterea în continuare să demonstrați că Brăila este un nume frumos, că avem tradiție, că suntem deștepți. Felicitări părinților, în primul rând, că dumneavoastră sunt cei care ați dat prima oară educația acestor copii, iar școala o șlefuiește mult mai bine.
și faptul că sunt și absolvenți aici de Bălcescu și văd în sală, cum zâmbesc, mă bucură foarte tare. Școala Brăileană a fost, este și va fi o școală de elită. 159 de ani de când s-a înființat ca și școală. Și pentru mine astăzi este o dublă semnificație prezența mea aici. Sunt, așa cum a spus doamna director, reprezentantul instituției prefectului, dar ce nu știți dumneavoastră este că sunt aici și în calitate de mamă a unui absolvent al liceului Nicolae Bălcescu. Acum 10 ani stăteam eu acolo, în bancă, acolo unde stați astăzi dumneavoastră, și asistam la festivitatea de premiere și de terminare a liceului pentru băiatul meu. În același timp, sunt fiu de absolvent de Nicolae Bălcescu. Imaginați-vă că acum mulți, foarte mulți ani în urmă, părinții mei au absolvit acest liceu. Cu mândrie spun asta, pentru că pentru toți ai mei din familie a fost un lucru foarte bun. Cei din generația actuală sau din cei care vor veni aici vor duce valorile mai departe, sporind prestigiul colegiului nostru. La acest aniversar aș vrea să mulțumesc părinților, profesorilor, colegilor noștri, autorităților locale și tuturor celor care ne sprijină pentru un învățământ european. Vă invit în continuare, vă invităm la serbarea pregătită de elevii colegiului și coordonată de doamnele profesoare Florentina Andronache și Cecilia Talpeș. La mulți ani, Bălcescu!